Eugen Niculescu a trasat sarcini clare direcțiilor de sănătate publică județene ca până pe 15 februarie să întocmească și să transmită la Ministerul Sănătății un plan de desfășurare al acțiunilor de control în toate unitățile spitalicești din județe. Controlele se vor desfășura în perioada 3 martie-31 mai 2014 pe categorii de spitale. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, acțiunile de control se vor desfășura în perioada 3-22 martie în spitalele publice, altele decât cele județene de urgență, iar rezultatele controlelor vor trebui transmise la Ministerul Sănătății până pe 4 aprilie. Pentru spitalele județene de urgență, ministrul Niculescu a dispus efectuarea unor controle încrucișate, astfel că Spitalul Județean de Urgență Zalău va fi verificat de inspectori sanitari din alte județe, pentru a asigura obiectivitatea acțiunii de control. La nivelul spitalelor județene din țară, acțiunile de control se vor desfășura în perioada 24-31 martie, cu termen de raportare la minister a rezultatelor controlului în 7 aprilie. În intervalul 1 aprilie-31 mai, ministrul Sănătății a dispus activități de supracontrol desfășurate concomitent în toate unitățile sanitare cu paturi.